Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare, nu la alegere, despre bărbatul divin. Am îndrăznit, îndrăznesc, rămâne de văzut dacă o să mai îndrăznesc, e prima oară când îndrăznesc. Tot mi-a șoptit, eu știu ce, cine, îngerul meu, da, am pus aici masculin, ca să știm că vorbim despre masculin, orice fel de masculin, un masculin care vrea să integreze, să fie în echilibru, mai bine zis, să integreze trecutul și să îl transforme în trecutul întunecos, în lumină să-l transforme. Vrea să fie în echilibru, yin și yang. Să-l manifeste mai întâi în el, ca apoi să-și atragă femeia divină. Vorbesc, încerc să fiu mai scurtă, mi-am pus ceasul în față. E o provocare pentru mine. Știți, în orice domeniu toată lumea se specializează. Am preferat să vorbesc mai mult despre femei, dar ceva mi-a șoptit de ieri. De ieri sau de alaltă ieri și zic, hai totuși să fac. Probabil că un anumit colectiv de bărbați care s-au trezit la conștiința că există într-adevăr o scânteie de divinitate în ei, și au început o călătorie de transformare. Unii au început-o de curând, alții au început-o mai de mult. Variază poziția fiecăruia în această călătorie de căutare a sinelui superior, a misiunii fiecăruia, spirituale și fizice. Da. Pentru acest bărbat vorbesc în această etalare. Evident că acest bărbat, masculinul divin, poate să reprezinte și energia unei femei care se manifestă într-un fel masculin, dar poate, pentru anumite cazuri, însă bănuiesc că sunt destul de puține. Interesant este că în timp ce am amestecat cărțile, a venit acest iepure, da? Care sugerează cicluri. Cicluri care reprezintă momente fertilizante, fertilizatoare sau care manifestă, de fapt asta înseamnă fertilizare, nu? Spor, abundență, creștere într-un fel sau altul, multiplicare. Faptul că a venit această carte, 31, poate pentru unii contează acest număr, ori aveți 31 de ani, ori să v-ați născut pe o zi, într-o zi de 31 sau de 13. Ceva legat de 31, de 13 să fie marcant pentru voi. Interesant este că aceasta este zeița Østere, care de fapt Østere de aici vine și Easter în engleză, da? Cum se spune, cum spun ei la Paștele lor, în fine, Easter. De fapt, Paștele nu este o sărbătoare creștină, este mult mai veche. Însă, trecând peste acest lucru, apropo de cicluri. Din câte m-am documentat în această carte, instructajul cu care a venit aceste de cărți, se pare că unii dintre voi înțelegeți în final că există un timp pentru orice. Asta înseamnă un timp, un sezon pentru orice. Există un timp pentru fertilizare, există un timp pentru creștere, există un timp pentru tăcere, există un timp pentru meditație. Faptul că există un timp pentru orice aduce în viitor posibilitatea să creșteți mult mai ușor, nu să vă pierdeți în prea multe direcții. Dacă folosiți acest timp, sezoanele vieții voastre, evident, cum se cuvine. Ideea este că, ce spune? Plantele nu pot înflori oricând. Așadar, trebuie să avem fi răbdători, trebuie să avem răbdare. Să avem răbdare, în general, acest sfat este valabil pentru toată lumea, dar în mod special pentru energia masculină divină. La capătul setului de cărți văd șarpele, care vorbește despre creație. E o diferență între a crea conștient, pentru că șarpele mă duce cu gândul și la Kundalini, la trezirea energiei spirituale, apropo, e o diferență între sexualitatea karmică, ciclică, folosită anapoda, ambigu și confuz, și sexualitatea conștientă, spiritualizată, spirituală, care creează din suflet și
oriunde ar fi, deselenită din pământul său, să zic, tradițional, în care a fost, eu știu, crescută, această energie poate să manifeste abundență oriunde, dacă scapă de aceste cicluri confuze, ambigue, și manifestă ce am spus mai devreme. Însă, acestea au venit în timp ce am amestecat cărțile. În timp ce am amestecat cărțile pe care le voi folosi, setul de cărți am ținut să vă arăt. Setul de cărți am împărțit la 2 de cupe, suflete perechi și 9 de monede. Iar dorința de independență versus colaborarea cu un suflet pereche, cu flacăra divină, cu femeia divină, da, bărbatul divin în uniune cu femeia divină. Ca să puteți colabora, în general, trebuie să fiți într-o stare de confort, de independență asumată. 9 de monede reprezintă o persoană, într-adevăr, energie feminină. Poate că unii sunteți atrași de persoane, de femei, care sunt independente și care au crescut pe cont propriu, da? Prin munca lor. Și asta e minunat. Asta vă învață să vă atrageți parteneri echilibrați, nu care se agață de voi pentru nevoi sexuale, pentru nevoi materiale, pentru, eu știu, dorința de a vă avea, că și femeile sunt manipulatoare și bărbații sunt manipulatori, de a avea. Oricum, faptul că a venit acele cicluri, poate au fost femei în viața voastră care au preferat să vă facă copii ca să vă lege, știm și cazuri în care bărbații au făcut copii femeilor tocmai ca să le lege și nu este o atitudine, evident, prea înțeleaptă. Dar acum, se pare că unii dintre voi înțelegeți lucrurile astea. Ce vrea să vină? Cavalerul de bâte, apropo de sexualitate neînțeleasă. Să sperăm totuși că veți înțelege lecțiile despre care am vorbit mai devreme. În timp ce am amestecat clarificatorii, sper să-i folosesc, a venit spânzuratul și regina de spade. Regina de spade este o energie foarte mentală, rațională. Încercați să fiți mental față în față cu spiritualitatea. Unii dintre voi sau ați încercat. Și asta v-a ținut pe loc. Rațiunea față în față cu Dumnezeu oferă niște răspunsuri, dar nu suficiente. Dumnezeu vorbește prin multe alte căi, nu doar prin rațiune și nu doar printr-un lob al creierului, da? Lob, în fine. Știți bine că noi avem creierul împărțit în două. Partea dreaptă, partea stângă. Una specializată pe chestiuni logice, alta pe chestiuni creative, ilogice. Și așadar, lucrurile care sunt profunde, spirituale, ar trebui înțelese cu ambele aspecte ale noastre. Așadar, rațiunea în față cu Dumnezeu nu oferă foarte multe răspunsuri și ne ține pe loc. Dar, totuși, uneori rațiunea poate să ne ajute să înțelegem de ce stăm pe loc, uneori, și să vă dea soluții cum să vă eliberați de o situație, ia uite, tăcere între voi și cineva, de o situație care vă ține pe loc. Tăcere între voi și Marea Preoteasă sau o altă femeie divină. Tăcere, distanță. Haideți să vedem. Sper că au fost clare. Unde sunteți acum, bărbatul divin? Sunt două. Ups. Ah, ce frumos! Felicitări! Încercați să vă recâștigați libertatea. Vai, ce frumos! Ce frumos! Cât vorbim de bărbați care cresc, de o energie masculină care vrea să meargă într-o zonă de lumină, într-o zonă de vibrație înaltă și sunteți pe cale să ieșiți în această lume întunecoasă, în acest context, ancestorii îi văd ca fiind energia tradițională în care ați crescut, arborele vostru genealogic, familia pe care v-ați făcut-o, da? Programele sociale, politice, religioase în care ați fost crescut și v-au ținut, cum am zis mai devreme cu spânzuratul, v-au ținut pe loc, v-au înghețat spiritul doritor de libertate. Dar în această perioadă, unii dintre voi faceți un salt astronomic. 2 și cu 4. 6. Interesant. Vă pregătiți pentru vibrația acestui an, numărul 6. 2 și cu 6 înseamnă 8. 8. Sunteți în prim proces de transformare. Sunteți în această... Vedeți ce frumos, ce frumos.
Sunteți exact în această trecere între energia karmică, viața karmică și viața renăscută, dar sunteți în proces de transformare. Știți cum văd această imagine, mai acest cal superb? Poate că înainte să treacă de acest prag, probabil că nu era chiar atât de alb, nu era chiar atât de bine hrănit. Era poate mai zgribulit sau, apropo de de polarul acesta, de ursul acesta polar, poate era mai slăbănog, mai murdar. Nu neapărat că sunteți murdar, ideea este că spiritul vostru nu avea aceeași forță și această frumusețe pe care se pare că o căpătați unii dintre voi. Doamne ajută! Ideea este că vreți să ieșiți din programele mentale, tradiționale, înspre lumină și este minunat, vă felicit! La capătul setului de cărți, ce aveți? Conexiuni, tarantula și lebăda, frumusețe. Lebăda este energie masculină. Posibil unii dintre voi vă căutați partenera divină sau încercați să comunicați telepatic sau subtil, sau chiar dacă nu e telepatic sau subtil, să le dați mesaje în așa fel încât să înțeleagă că sunteți altfel decât ați fost până acum sau decât ceilalți. Cu alte cuvinte, vreți relație serioasă, pentru că lebăda manifestă relație serioasă? Vezi relație sinceră? Hai să vedem. 10 de spade, interesant. Am văzut mai devreme, în timp ce am amestecat, 5 de spade, conflicte. Și acum 10 de spade. Conflictele v-au adus multe trădări, multe dureri. Dar e tipic pentru bărbați să treacă, poate mai mult decât femeile, prin aceste provocări, pentru că li se testează și curajul, și înțelepciunea, și puterea de eliberare. Calul este o energie masculină și îmi place că au venit totuși simboluri care țin de masculin. Și ursul este o forță care a stat înghețată în programele în care ați fost crescuți, educați. Sau v-ați împins singuri, că poate nu ați fost educați unii dintre voi, dar societatea, mediul, prietenii v-au atras în acele programe. Hai să vedem. Încerc să fac o etalare mai scurtă pentru energia. Unde sunteți în această perioadă? Energia masculină. Regele de cupe, interesant. Și regele de spade. Au venit două cărți. Între suflet și minte. Aici sunteți voi. Între suflet și minte. Vorbiți mai puțin și poate încerca să vă înțelegeți, să vă simțiți emoțiile, să vă înțelegeți emoțiile, da? Să înțelegeți emoțiile. Și să vă simțiți gândurile, energetic. Da, la capătul setului de cărți, doi de băte, trebuie să alegeți. Stați aici la terasă, în acele programe, sau vă eliberați, trepășiți prin acel prag între lumii și steaua, interesant. Ce frumos! Provocarea este să vă găsiți destinul, lumina, vindecarea, eventual perechea divină. Provocarea este pentru unii dintre voi să deveniți voi o stea în cazul în care nu sunteți, dar pentru că nu toată lumea poate să devină stele în sensul comun al cuvântului, zic comun, pentru că stea totuși nu... Să fie o stea nu este o poziție comună, diferență. Dar comun este să asociem această poziție cu un job public care este marcat de succes. Nu este suficient să ai un job public, să ai succes, ca să fie o stea. Stea, de fapt, reprezintă misiunea ta spirituală ca om, înseamnă vindecare, înseamnă împlinirea unor dorințe înalte care țin de sinele superior al fiecăruia.
Provocare este steaua. Să vă vindecați mental și emoțional și în acest fel să vă găsiți echilibru, vă centrați. Marele preot la capătul setului de cărți și magicianul. Să manifestați conexiuni spirituale și nu conexiuni tradiționale. Tradițional nu înseamnă musai familie. Poate să fie și dorința de a face bani, de a fi acel bărbat clasic sau cuceritor clasic, regele de bâte, depinde, variază de la om la om. Tradițional, evident, variază de la cultură, de la educație, de la mediul în care ați trăit, de la om la om. Deci unde sunteți? Provocarea. Direcția către... Simt că în continuare acești 7 de monede tot în poziția provocare este. Trebuie să așteptați. Trebuie să mai așteptați să înțelegeți ceva. Sunteți eventual precauți, 7 de monede, sunteți precauți. Iar, 2 de bute, sunteți precauți în plănuirea viitorului vostru. Este bine, este normal. Pentru că, repet, încercați să vă înțelegeți și emoțiile și rațiunea, să fiți în echilibru. Pentru că ambele trebuie vindecate. Și dacă nu alegeți precaut, în echilibru și vindecați, riscați să alegeți greșit. Se pare chiar foarte logic până acum, că tot vorbim de energii masculine. Ce ar fi să vedem? Trecutul. Hai să vedem trecutul. O carte pentru trecut. O carte sau câte vor să vină. Ops. 6 de monede. A trebuit să vă faceți timp pentru foarte multe chestiuni. Copii, familie, job. Sau, dacă nu aveți copii, familie, job, job, prieteni și familie. Sau diferite chestiuni, da? Care v-au ținut tot timpul într-un dezechilibru. Ba emoțional, ba mental. În acest motiv, acum îl căutați. Dar îl căutați conștienți că trebuie să aveți răbdare, repet, să primiți semnalele necesare pentru a vă înțelege misiunea, pentru a vă atinge destinul. Interesant. Ce cărți au mai venit? Unii dintre voi v-ați întâlnit perechea divină. Interesant că în aceste de cărți nu mai este un bărbat care lucrează la o sculptură sau pune a treia monedă, ci este o femeie, este o figură feminină. Interesant, nu? Sau nu? Acest personaj v-a adus multă bucurie. Poate v-ați întâlnit la locul de muncă, poate v-ați întâlnit la o petrecere, poate, poate. Sau întâlnirea cu acest personaj v-a pus într-o postură oarecum neplăcută, dacă erați căsătoriți de triunghi amoros, pe ei, pe voi, pe ele, pardon, pe ele sau pe voi. În fine, pe unul dintre voi v-a pus într-o postură neplăcută, da? În cazul în care unul dintre voi avea o altă legătură, nu neapărat căsătorie, o altă legătură de lungă durată. Oricum, această întâlnire, pentru unii dintre voi, v-a inspirat să mergeți mai departe, 8 de bâte. V-a inspirat să mergeți mai departe. Între timp, totuși, din cauza unei distanțe care a existat între voi și acest personaj, această doamnă, să zicem că vorbim de energia feminină divină, deci distanța care totuși există, a existat între voi doi, v-a făcut să vă detașați emoțional. Ca să vă regăsiți, cum am zis mai devreme, sinele superior, pacea, echilibru, armonia, cupa, sufletul, să vi-l regăsiți, regele de cupe. Să vedeți, de fapt, ce simțiți, cum simțiți, pentru cine simțiți mai mult și, în primul rând, cum simțiți față de voi. Pentru că, dacă vreți validare rapidă, este clar că nu vă simțiți voi confortabil cum voi înșivă. Interesant, văd aici niște scheme, niște formule matematice, iar o chestiune de transformare, de calcul. Calculați emoțiile din trecut, emoțiile din prezent versus emoțiile viitoare.
Ideea este că eu cred că detașarea emoțională, care s-a manifestat din cauza unei distanțe, v-a făcut să înțelegeți că sunteți foarte, foarte atașați de acest personaj, pe care unii dintre voi l-ați întâlnit sau, dacă nu l-ați întâlnit, posibil 8 de bute să fi comunicat online, să fi comunicat prin texte, telefoane, mesaje, pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar cred că pentru energiile masculine cazul acesta sunt destul de rare. Ei sunt mai precauți, mai cu capul pe umeri, însă asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla și la ei. Am spus, detașarea emoțională și transformarea emoțională prin care treceți, i-am zis, e 8 transformare, v-a făcut sau vă face să înțelegeți că un cuplu fericit este doar alături de cine vă completează și această completare este susținută de energiile divine. Este un înger aici. Îngerii v-au adus împreună ca să realizați ceva, chiar dacă sunteți diferiți. Chiar dacă sunteți diferiți. Interesant. Asul de spade. Aici este înțelegerea la care ați ajuns. Față de o persoană, o doamnă, da? Față de care a simțit multă pasiune, ați încercat să mergeți, să o cuceriți cu faetonul, unii dintre voi, dar n-ați făcut decât să răsturnați situația în nu în favoarea voastră, în defavoarea voastră. Ați provocat separare. Din cauza impulsivității, din cauza unei atitudini, cavalerul de bâte, prea aventuroase, unii dintre voi. Și această atitudine va aduce și vouă și acelei doamne multe griji, mult stres, nopți pierdute în gânduri, în lacrimi. Nu știu voi cât ați plâns, dar această doamnă sigur a plâns. Regina de cupe. Regina de cupe fiind, nu mă refer la zodii, fiind o persoană, aveți regele de cupe, persoana care corespunde din punct de vedere emoțional, vă corespunde vouă, da? Regele și regina de cupe. Și acum aveți înțelegere, sau în ultima vreme, ați înțeles lucrurile acestea și urmează să manifestați ceva din ceea ce ați înțeles. În prezent. Prezent pentru energia masculină. Nici n-am apucat să clarific câte cărți au venit. Prezent pentru energia masculină. Ia, că au venit invers. Spânzuratul invers. Asta e fain. Înseamnă că ieșiți din... Spânzuratul l-am văzut mai devreme și regina de spade, da? Cea care înțelege de ce a stat pe loc, de ce a stat în acele cicluri karmice. Spânzuratul, ați primit ideea, asul de spade, inspirația divină. Îngerii vă arată în ce direcție, către cine să vă duceți. Sau măcar în ce direcție să mergeți ca să vă atrageți persoana, în cazul în care nu ați atras această persoană. Încă. Spânzuratul invers, e foarte fain. Mă bucur pentru voi, felicitări. De fapt, venise invers, parcă nu așa venise. Așa venise. La capătul setului de cărți, 7 de bâte și valetul de bâte. Vrei să inițiați ceva după o perioadă de separare? Separare de acest personaj. Unii dintre voi, chiar dacă erați cu prietenii, trei de cupe, tot singur vă simțeați. Și în acest motiv ați început să vă gândiți ce ar trebui, în ce direcție să merg înspre prietenii care mă fac să mă simt în continuare singur și neînțeles, sau să învăț să pun granițe personale și să manifest o nouă cale. E greu când vrei să manifesti o nouă cale. Bărbat, femeie nu contează. Dar bătele reprezintă energie masculină și trebuie să inițiați o nouă cale.
O să clarific spânzuratul, dar regina de monede, vrei stabilitate? Înspre ce mergeți? Înspre ce mergeți? Asta vrea să apară? O, ce frumos! Femeia divină, împărăteasă, felicitări! O pun aici, da? Înspre ea vreți să mergeți și este normal. Foarte bine. Bravo, succes! În primul și în primul rând, regăsirea, apropo de regele de cupe, energia feminină din voi, să mergeți înspre echilibrarea voastră și asta înseamnă să manifestați și energia feminină din voi, empatie, compasiune, sensibilitate și exprimând aceste lucruri și fiind în confort cu această energie, puteți să atrageți femei valoroase. Faetonul. Determinați. Faetonul merge către stea. Am zis că unii dintre voi, posibil că v-ați întâlnit cu acest personaj. După separarea care a fost între voi, v-ați luptat să vă transformați și lupta aceasta interioară v-a transformat. Foarte frumos, foarte frumos. V-a transformat. Sunteți determinați. Încă, poate unii nu manifestați faetonul acum, dar e undeva într-un plan subtil. E pe cale. Deocamdată sunteți un pic precauți și când va fi să preluați comanda, o veți prelua. Corect, bănuiesc. Sper, pentru că vorbim de o energie divină. Influențată de divină. Clarificăm, te rog frumos, spânzuratul în prezent. Ia. 5 de spade. Sunt niște conflicte în jurul vostru. Sunt invidioși, sunt dușmănoși, sunt oameni care, poate fuști colaboratori sau prieteni, care sunt invidioși că voi puteți să aveți o împărăteasă lângă voi. Păi cum? Adică, dar de ce voi să aveți o împărăteasă și să nu aveți o femeie care este dependentă sau obsedată, care nu înțelege libertatea, o femeie care nu are stimă față de ea și acceptă diferite feluri de a manipula situația doar ca să vă aibă, doar ca să fie ea în siguranță, da? Regele de cupe. Aici este situația pe care o trăiți acum. Știți că acest aventurism a adus suferință și vouă v-a adus, nu doar altora, și vouă. Pentru că în momentul în care te duci, înseamnă că nu ai fost satisfăcut. Asta înseamnă faptul că nu ești satisfăcut. Există o stare de depresie, de supărare, de nemulțumire, da? Posibil ați pierdut ocazia cu cineva și încercați să o echilibrați. Dar aventurismul unora, nu al tuturor, aventurismul unora, sau dacă nu aventurism, impulsivitatea, hai să nu zic că nu o să fiu toți aventurieri, da? Poate unii sunteți mai impulsivi de la natură, iar e o energie masculină, de înțeles, mai ales când trebuie să aștepte, energia masculină nu prea poate, nu prea are răbdare să aștepte. Ați fost provocați să așteptați tocmai ca să vă transformați. Și atunci această energie impulsivă vă atrage într-un fel sau altul și vouă o nemulțumire și persoanei pe care o știți sau nu o știți. O stare de supărare, oare când mai vine, nu cavalerul, bărbatul meu, sau oare când întâlnești eu femeia mea, aceea specială, unică, divină. Și până nu vă echilibrați, 6 de monede, n-are cum să vină. Pentru că știți bine că doar în echilibru puteți manifesta destinul vostru. Oricum, în acest proces de transformare, de luptă, vă regăsiți un confort în lumea voastră emoțională față de cineva. Sper că se înțelege ce spun, da? Mai dăm o carte pentru acest 5 de spade. Ce-i cu acest 5 de spade? Uf! Hai să le iau. 9 de monede de bâte. Ia uite, iar 5 de cupe și cavalerul de cupe. În primul și în primul rând, blocaje. Blocaje care sunt de multe feluri. Poate să fie condiții de călătorie în lume.
Unii vreți sau nu vreți să vă faceți vaccinul, de alegerea voastră și nu puteți să călătoriți. Sau alte blocaje ar fi invidia prietenilor, a familiei, a colaboratorilor de la locul de muncă, deși voi vă doriți să veniți înspre cea care vă așteaptă în lacrimi, nu știu, în lacrimi. Vreți să veniți și să aliniați, pentru că după 5 urmează 6 și 6 de cupe este o energie foarte frumoasă, întâlnirea cu sufletul pereche. Posibil că unii dintre voi intuiți că acest suflet de pereche, suflet pereche sau flacără geamănă vă așteaptă, suferind oarecum, suferind. Chiar dacă nu manifestă suferința vizibil și împărăteasa poate să sufere că nu e încă cu împăratul său. În fine, ce mai simt? Simt că unele din blocaje sunt și datorită energiilor karmice. Frica, ambiția, persoanele din trecut care v-au legat într-un fel sau altul, sexual, financiar, emoțional, dependențe, au creat dependențe. Da? Aceștia vor plânge în momentul în care veți pleca. Aceștia vă vor invidia în momentul în care veți pleca. Și știți acest lucru și încercați eventual să găsiți soluții. Cum să treceți de aceste blocaje într-un mod înțelept. De-aia vă echilibrați emoțional și mental. Eu așa văd. Clarificăm împărăteasa. Cărțile acestea le-am mai văzut, da? Au legătură. Înseamnă că am zis bine, da? Că această împărăteasă, cât ar fi de conștientă de forțele sale fizice, emoționale, spirituale, e supărată. Dacă știe că mai aveți pe altcineva energie karmică, e supărată din cauza acestei energii karmice. Că spune, că nu spune, luna, dar ține secret. Probabil că ține secret. Pentru unii dintre voi, posibil acest personaj să aibă, dacă voi sunteți liberi, acest personaj să aibă pe cineva în preajmă. Da? Și totuși e o luptă interioară și în ea. Interesant cum și la voi s-a oprit, da, faetonul. Vedeți cum vă oglindiți. Și aici e sincronicitatea. S-a oprit la faeton și puterea și aici s-a oprit la putere. Da, sunteți puternici împreună, dar și voi vă transformați. În timp ce voi vă transformați, se transformă și ea. Din acest motiv este important să vă faceți lucrarea de creștere și de transformare personală și spirituală, pentru că crescând voi, ajutați și acest personaj care vă este predestinat să crească. 6 de spade. Vreți să lăsați în urmă această atitudine precaută și să mergeți înspre ei. Da, vreți să lăsați. Ați înțeles că v-ați păcălit în relațiile din trecut și vreți să veniți cât mai repede. Însă știți că trebuie să fiți o leacă mai calm, nu foarte impulsiv, mai precaut, dar nici foarte precaut, că altfel nu. Adică, ideea este să fiți în echilibru, da? Cum am zis mai devreme, să fiți în echilibru. Pare coerentă etalarea. Din punctul meu de vedere, pare coerentă. Acum, eu nu sunt energie masculină. Sunt energie feminină și poate eu văd lucrurile altfel. Dar sper să fie coerentă și pentru energiile masculine care ascultă, care vor să se transforme și care sunt pe această cale de transformare. Un sfat. Nu știu, am zis că e o etalare mai scurtă. Ia uite, vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Exact cum am spus de la început. Vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Mulțumesc mult de confirmare. Și mergeți, fiți sălbatici. Bine, în sensul bun al cuvântului. Iar apare leul. Folosiți această forță regală, această putere pe care o aveți voi ca energie masculină, într-o direcție creativă, într-o direcție nobilă. Pentru că leul este nobil. Leul înseamnă foarte multe, poate să fie și orgoliul nostru, dar transformat, poate manifesta o energie nobilă, specială. Sunteți lideri și posibil că în curând va trebui să preluați comanda în legătură cu această întâlnire cu flacăra voastră divină. Geamănă, sufletul vostru pereche. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup și pe voi. Pa, pa!